bim bam bam bim 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 bim bam. Atmosfera de sărbătoare a fost întreținută de corala bărbătească Armonia a Arhiepiscopiei Tomisului și fanfara muzicii militare a forțelor navale. Muzica interpretată a trezit sentimentul de patriotism din fiecare spectator. Este un concert strict patriotic, național, precedat de un concert de colinde al coralei Armonia. Sperăm să ne bucurăm de un public minunat în această seară și salutăm toți dobrogenii și toți românii în această zi a Sfântului Andrei. Vizibil emoționați, unii dintre ei cu lacrimi în ochi, spectatorii au fredonat piesele împreună cu interpreții. Eu consider că este foarte important. Este important tradiția și păstrarea ei și conservarea. Asta ne arată respectul nostru față de străbuni și identitatea noastră până la urmă. E foarte important să ne îmbrăcăm așa, nu neapărat cu ocazii speciale, în fiecare zi, să apreciem mai mult portul popular și cred că o să vorbesc un pic. Asta e o ie, am cătrințe, baticuie de Suceava și... Și la spectacol am venit cu toții, suntem din Brașov, suntem într-o tabără și ne bucurăm cu toții de acest spectacol. Organizatorii, Statul Major al Forțelor Navale Române și Arhiepiscopia Tomisului au dorit prin organizarea evenimentului să le ofere o bucurie românilor de ziua lor. Vom avea în această seară cântece patriotice prezentate și cântate de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei românilor, de la 1848 până în prezent. Intrarea a fost gratuită, însă pentru o mai bună organizare, intrarea s-a făcut pe baza unei invitații. Vrem să bucurăm oamenii, să simtă sărbătoarea și ca aparținători ai acestei țări și ca aparținători ai bisericii întemeiate de Sfântul Apostol Andrei. După mai bine de 2 ore în care au fost copleșiți de un amalgam de sentimente, nostalgie și dragoste de țară și de aproape, toți cei prezenți au părăsit sala de spectacol încărcați cu energie pozitivă.